seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Constanța Ta, un proiect Litoral TV și publicația Dezvăluirii. În seara asta vorbim despre turismul în Constanța, nu așa cum vorbește toată lumea zilele acestea, ci cu fapte concrete, cu dovada faptului că se poate face turism cu cheltuieli puține spre deloc, dacă stăm să o luăm așa. I-am alături de mine în această seară pe colegul meu de la publicația Dezvăluiri, Călin Gavrilaș, și pe Diana Slav, inițiatoarea proiectului Constanța Free Tour, Constanța la Pas. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit, Diana! Cum ți-a venit ideea? Trebuie să vorbim neapărat despre acest lucru, pentru că în plin scandal al turismului la Constanța, să-i spunem foarte elegant, tu ai reușit să faci ceea ce pare imposibil pentru autoritățile din Constanța, să promovezi orașul exact așa cum este el. Bine v-am găsit! Ideea mi-a venit, de fapt, de la alte free tour-uri pe care eu le-am făcut ca turist în alte orașe din Europa, în special. Și cred că a fost așa și o fel de doză de naționalism, pentru că primul free tour pe care l-am făcut a fost în Sofia, în Bulgaria. Și de acolo mi-am dat seama că există și la noi acest potențial. Am început să caut ce orașe există în România în momentul respectiv cu free tour. Nu era decât Bucureștiul și tocmai ce începuse și Brașovul. Și cred că așa a fost așa o mică scânteie, de ce la ei se poate și la noi nu, și dacă n-are Constanța, ok, pot să fac eu și vedem ce iese. Cam așa a pornit, de scurt. Practic, pasiune și da. Cam atât. Da, da, da. A eu fost eram pasionată de călătorie. Ingredient de exact. Care era nevoie în toată povestea exact. Asta. Exact. Eram pasionată deja de călătorie, aveam deja un blog dedicat călătoriilor. Îmi place foarte mult să-mi caut înainte cât mai multe informații și lucruri inedite pe care le pot face sau vedea în orașul respectiv. Așa am găsit și aceste informații de free tour. Și acum de câte ori plec în orice oraș, primul lucru pe care îl fac este să caut free tour și orașul respectiv. Și după aceea, la fel, un top 10 al lucrurilor pe care le putem face și așa mai departe. Da, cred că ar fi foarte interesant pentru privitori să le explici pe scurt ce înseamnă free tour. Cum l-am găsit eu în alte orașe, de obicei este făcut în special de tineri pasionați care își iubesc orașul. Uneori chiar nu erau localnici ai orașului respectiv, poate erau studenți veniți la studii acolo. De cele mai multe ori, de fapt, erau localnici, la fel vreau din pasiune să-și prezinte orașul vizitatorilor. Se face la ore fixe, la mine e un pic mai flexibil ca ore pentru că eu totuși muncesc. Este același punct de plecare și același punct final întotdeauna la tur și totul este pietonal. De avea acolo după aia se pot dezvolta și alte tipuri de tururi, eu știu, pe bicicletă sau în afara orașului și așa mai departe. Dar în general se face un tur pietonal de aproximativ 2 ore care acoperă zona veche a orașului respectiv, unde sunt cele mai multe povești. Tu concret, în Constanța, unde e locul unde te întâlnești cu turiștii și care ar fi, pe scurt, traseul? Foarte simplu, peninsula Constanța, pornesc de la harta Mozaic. Este și punct bun de plecare, fiindcă este destul de central în oraș și știu și turiștii să ajungă acolo, la punctul respectiv. Avem și povestea Tomisului, că avem zidurile cetății Tomis și după aceea se acoperă toată peninsula Ovidiu, toată, să zicem așa, într-un zigzag destul de mare pe toate străduțele, că încerc să acopăr cât mai multe fără să mai trecem pe obiectivele principale pe care oricum și le iau din ghidurile printate sau de pe internet. Uite, eu am o curiozitate. Acum, cu deja, cred că de aproape 4 ani de zile faci... 3 s-au făcut cu siguranță. Adică în 2013 am lansat oficial pagina pe Facebook. Până atunci doar cochetasem cu ideea și am încercat să-mi structurez un pic. Faci de o bună perioadă de timp acest lucru. Și cred că ai auzit atâtea impresii ale turiștilor. Aș vrea să te întreb, cum vezi tu orașul Constanța prin ochii tăi de ghid? Oricum și eu probabil îl văd destul de subiectiv. Eu nu sunt constanțeancă. Eu sunt născută în Mangalia, am început să vin în Constanța normal, sporadic inițial și după aceea în perioada facultății. Și pe atunci chiar îmi plăcea să merg foarte mult pe jos. Țin minte că mergeam pe jos de la gară până la Biblioteca Județeană care era la Arhiepiscopie. Și de atunci admiram clădirile, nu știam ce-i cu ele, nu era internetul atât de dezvoltat încât să-mi și găsesc istoria fiecărei clădiri în parte, dar cam așa a pornit pasiunea pentru oraș. Eu l-am văzut un oraș foarte frumos. Ok, nu se compară cu orașele medievale de la munte, pentru că este un oraș de la mare, dar tocmai mixul pe care îl avem noi aici cred că este fascinant și pentru turiști și a fost și pentru mine. Cu asta mă mândresc de obicei exact când încep turul, cu multiculturalismul și mixul confesional pe care îl avem în peninsulă, cele 8 biserici de religii diferite. Dar care unele dintre ele trebuie nu să spunem... Nu toate funcționale. Exact, da. Unele... Practic, nici nu te mai poți mândri cu ele și...
Eu le prezint și această parte a orașului Constanța. În engleză le spun că este work in progress, adică suntem în plină dezvoltare, pentru că venim după atâția ani de comunism și atunci adaptarea este încă... Dar crezi că e normal după, uite, 27 de ani de la Revoluție să tot invocăm același lucru, că venim după o perioadă de comunism? În curând o să facem 50 și o să egalăm perioada comunistă. Eu sper să nu mai fie cazul peste 50. Turiștii chiar cred explicația asta? Încă da, din fericire încă da. Și de multe ori comparația vine de fapt de la ei. Există zone în Constanța pe care foarte mulți turiști le-au comparat cu Havana, Cuba. Da, bun. Da, nu eu am făcut comparația. Nu știu dacă ne onorează neapărat comparația. Eu încă nu am fost în Cuba. Îmi doresc să ajung. Bine, îmi doresc să ajung oriunde. Dar ei au văzut aceste asemănări. Care e specificul turistului, ca să spun așa? Ce fel de turist vine la tine? E român? Nu-i român? Vine din... Românii au început să prindă și ei gustul și să le placă să-și descopere țara. Eu încerc în continuare să promovez la toată lumea să se ducă, să-și vadă țara în primul rând și normal să vadă și alte țări, tocmai ca să aibă și termene de comparații și ca să vadă ce se poate face bine și la noi în țară, ca să ne respectăm țara noastră așa cum respectăm alte țări. Pe turiști străini a fost un fel de trend, aș putea spune, cred că anul acesta, cu tur de Balcani, adică nu neapărat România. Au inclus mult mai multe țări balcanice, au fost foarte impresionați și de Albania și de Macedonia, Croația, Serbia, nu mai zic. Și atunci vin de obicei de foarte departe. Canada, Statele Unite vin și stau câte 6 luni, câte 8 luni, ca să acopere țările cât mai bine. Australia, Noua Zeelandă, am avut din Papua Noua Guinee, care își sărbătoreau 50 de ani de la căsătorie. Și întâmplător i-a prins fix în Constanța aniversarea. Foarte frumos. Și care-i părerea turiștilor străini, mai ales cei care vin din altă lume, practic? Sunt impresionați. Am găsit turiști americani, fiindcă după ce turiștii americani au așa etichetă că nu prea știu ei foarte multe despre Europa, dar aceștia erau turiști care călătoreau foarte mult. La fel, ca profil de turist, ar fi turiștii individuali. Turiștii aventurieri, cărora le place să călătorească și să descopere singuri, fără prea multe pachete deja organizate. Și ei erau foarte încântați și de România în general și de Europa și ne invidiau pentru faptul că avem atât de multe obiective la o distanță foarte scurtă, inclusiv în România să vizităm și să avem cu tot o altă istorie, cu tot o alte clădiri, cu tot o altă arhitectură. A zis că e un lucru impresionant. Vorbeai de profilul turiștilor. Da. Seamănă turiștii, cei pe care îi ghidezi tu, cu turiștii care vin în Mamaia, de exemplu? Nu prea am avut turiști care vin în Mamaia să vină la turul meu, sinceră să fiu. Și bine, să zicem că aș putea să înțeleg. Dacă vii la mare și ții se jur la mare, cam vrei să stai probabil pe plajă și să iei cât mai mult soare și să te întorci cât mai bronzat, să dovedești că ai fost la mare. Probabil din acest motiv. Plus că mai ales turiștii din Mamaia sunt taxați pe cluburi și după aceea plajă, unde mai mult se odihnesc. Mai degrabă am avut turiști, tot la fel exact ce am de turiști aceștia aventurieri, care nu erau cazați în Mamaia. Erau cazați în Mangalia, în Vama Veche, în Costinește, Forie și atunci veneau să vadă și Constanța. Uite, vreau să te întreb dacă... Te-ai lovit de prejudecățile lor vis-a-vis de România, nu neapărat de Constanța, da. Probabil. Au venit cu teamă că aici e locul unde vor fi furați de când au pus piciorul, da, pe aeroport sau un port sau undeva cu lecția învățată. Aveți grijă că românii sunt așa, așa, așa? Da, existau. Inclusiv, de exemplu, am avut turiști de pe vase de croazieră și acolo chiar trebuiau să li se dea astfel de mici avertismente ca să fie un pic mai atenți. Că ei nu prea sunt nici atenți cu poșetele, cu portofelele. La fel, să nu dea bani cerșetorilor, fiindcă după aceea se vor ține după ei. Și eu le dau aceste sfaturi. Să nu urce în anumite taximetre. Da, exact. Astfel de... Trebuie date și astfel de sfaturi, tocmai ca să nu pățească. Au fost care au pățit, din păcate, în special pe taximetrie. Chiar au pățit-o și erau foarte dezamăgiți de acest aspect, dar știau că se poate întâmpla și în alte țări și în alte orașe. Și asta, din punctul tău de vedere, ce ar trebui să se întâmple în Constanța, în măsuri concrete, ca turistul de aventură, să se simtă bine, să se simtă în siguranță, să poată să plimbe, să poată să acceseze serviciile turistice puse la dispoziție de oraș, dar
Că totul să fie ok. Din partea primăriei, a poliției, cum ar trebui să se implice? Pe poliție aș putea zice că e totuși destul de bine. Sunt de multe ori stau în zona asta de centru. Da, am văzut și dubele jandarmeriei pe Valea Portului. Când vine câte un vas de croazier. Ei sunt anunțați că urmează să vină vasele și atunci chiar sunt pregătiți. Inclusiv eu la tururile acelea eveniment pe care le organizez îi anunț. Pentru că este deja un grup mare de persoane și mai bine e și pentru siguranța lor. Mai sunt niște minusuri care mai trebuie acoperite. În primul rând, noi nu avem infopointuri pe care le găsești în orice oraș mare în care te duci. De obicei, încă din gară găsești un astfel de infopoint în care să ți se dea o hartă, de multe ori gratuită, poate uneori cu bani, nimic de zis, suveniruri. Eu sunt de acord, ok, made in China, nu contează. Omul vrea să-și ia un suvenir. Avem, dar sunt prea puține astfel de standuri și cred că și astfel de mici pliante cu informații ar fi utile. Acestea, cu transportul public, la fel, să știe cum le pot folosi. Au fost foarte încântați mulți turiști când le ziceam că se poate plăti prin SMS. Nu mai e un leu 50, dar la știu că am făcut și eu calculul, le-am trimis și plângere. Mi-au venit așa un răspuns din ăla pasiv-agresiv că este hotărârea Consiliului Local și n-au decis-o ei, bine. Dar sunt niște plusuri pe care ei le apreciază turiștii și de multe ori ei știu să se organizeze foarte bine. Dacă au o hartă cu mijloacele de transport și o hartă a orașului, cam intri în modul ăla de turist și brusc te descurci în orașul respectiv. Dar din punct de vedere online există site-uri care să le pună la dispoziție astfel de informații, o hartă... Adunate la un loc? Bine, nu știu dacă din partea instituțiilor... Nu neapărat. Uite, din partea altor voluntari, la fel ca tine. Da, sau... Eu acum mi-am luat domeniul constanțafritur.ro și o să fac acolo, deși e .ro, o să fac și secțiunea în limba engleză, fiindcă deja am făcut câteva articole exact pe taxiuri, am făcut deja un articol în limba engleză și de asta vreau să le pun și eu acolo la dispoziție. Știu că mai era încă un site, tot așa dezvoltat de un voluntar cu informațiile în engleză, care focusează inclusiv un calendar al evenimentelor. Ceea ce la fel este excelent pentru turist. Când vine, uite, stau în weekendul ăsta, ia să vedem în luna asta ce evenimente au ei în orașul respectiv. Apropo de asta, am văzut că în luna februarie ai avut 168 da, de persoane. Da, m-am chinuit până i-am numărat pe toți. A fost cel mai mare de până acum. Și asta a fost așa, asta chiar nu a fost planificată. Bun, mi-am dorit să fac friturul pentru turiști într-o prima fază, tocmai pentru că era piața Ovidiu era și toată peninsula era în reconstrucție. Și ca să nu mai plece oamenii atât de dezamăgiți și pentru că pierdeau toate poveștile respective, am zis o să încep așa, unul câte unul. De aici au început prietenii. Bine, dar ce le arăți tu în oraș? Ce le povestești? Exact. Hai cu mine la un tur. Foarte bune întrebările. Exact. Și le-am zis, hai cu mine la un tur și o să vezi ce le povestesc. De multe ori mi-au venit povești chiar și de la oamenii mai în vârstă din Constanța, care aveau încă bunicii de aici. Au fost niște informații foarte simpatice. Și de acolo s-a dezvoltat pe direcția asta la altă. Se pare că m-am început să mă întorc foarte mult către localnici. Hai să vă vedeți orașul cu alți ochi și să deveniți mândri de el. Și așa a ajuns la 168. Eu după ce am făcut evenimentul, nu l-am promovat absolut deloc. Asta m-a uimit și pe mine, că din gură în gură s-a împrăștiat informația și fiecare și-a invitat cunoștințele și prietenii să vină la tur. Și cum te-ai descurcat cu 168 de persoane? Bine, stau încă prost cu sistemul de propagare al vocii, pentru că am un microfon, dar boxa este undeva în zona taliei și, deși el propagă foarte bine, se face ca un fel de zid și cei din spate de multe ori nu prea ajută, nu prea aud. Să văd, acum o să încerc cu portavoce. Am mai încercat cu portavocea, mă gândesc că poate să duce altfel sunetul până la ultimele rânduri de persoane. Și mă aud cu cărucioare, persoane în vârstă, chiar eram curioasă să văd dacă reușesc să găsesc cea mai în vârstă persoană. Urma să te întreb ce condiție fizică îți trebuie pentru așa ceva. Nu e foarte mare, mă rog, avem trotuarele cum sunt ele acum, cu lucrări în derulare, dar au venit cu cărucioare cu copii și s-a putut face turul și peninsula în linie dreaptă ar avea undeva la un kilometru. De-adevăr, zigzagul nostru duce spre 4 kilometri, dar este o plimbare foarte lejeră, de 2 ore, deci e pentru aproape oricine. Dar de ce ai ales doar peninsula? Restul Constanței nu are... Este și restul Constanței, dar e mai compactă ca zonă. Așa am văzut eu la celelalte tururi. Se alege o zonă care să le includă cât mai multe obiective și să fie într-un areal cât mai îngust. Și atunci peninsula se așeza perfect. Și din restul Constanței, ce le recomand să vadă ei pe compropriu sau... Le povestesc de teatrul Fantasio, care a fost donat de un om de afaceri grec și atunci fac referire și la comunitatea greacă. Bine, eu menționez toate comunitățile, exact ce ziceam, de multiculturalism. Îi trimit să descopere sediul Dobrogea Jână,
care există și este foarte aproape de altfel Berescoalei 1907. Le mai zic de mormântul Hipogeu de la Irish Pub, chiar dacă nu este vizitabil sau vizibil. Acolo mi-aș dori să se poată pune un fel de plexiglas. Eu nu vreau să vină să-și scrie numele Gigela pe pereți, dar măcar să fie vizibil. Aia ar fi extraordinar de frumos. Și mai avem fostul palat al familiei Sturza, care este hotel privat acum. La fel are și el o poveste în spate. Cam astea îi trimit tot în zonă să le descopere. La restul caselor și eu încă încerc să-mi acumulez niște informații ca să văd dacă se poate face o poveste în jurul lor. Din punctul tău de vedere, care e punctul forte al Constanței? Al orașului? Al orașului, da. Dacă ar fi... Unde crezi că rămânii cei mai impresionați când îi duci? Eu aș zice că Nicolae Titulescu strada. Dacă ar fi după mine, eu aș declara întreaga stradă monument istoric, pentru că este extraordinar de plină de povești. Fiecare casă a fost făcută de niște oameni care aveau niște resurse financiare și fiecare a vrut să fie mai comod decât vecinul. Și totuși cu amprente personale, cu mici semnături, sunt acele inițiale de nume și tot felul de detalii în arhitectură. Mi se pare extraordinară strada aia și în general ei sunt impresionați, pentru că inclusiv constanțenii de multe ori au și zis că nici nu intră pe Titulescu. Intrau când erau mici, că era șomaj și ce mai era pe acolo. Și am zis că a fost și casa căsătoriilor. Presupun că nu s-au schimbat foarte multe de atunci, nu știu. În fața cazinoului, ce reacție au când văd... De foarte mare tristețe. Și pe bună dreptate, și, din păcate. Și tu le spui povestea cu comunismul? Cu comunismul, legenda cum a fost construit, detaliile funerare pe care le are clădirea, le zic și de acvariu unde a fost al doilea casino înainte să fie clădirea aceea care a fost cu caracter de restaurant pentru casino, la vechiul casino care nu mai există a fost administrator fiul lui Ion Creangă. Asta e mai mult pentru turiștii noștri, pentru români, că ei știu de Ion Creangă, la fel farul genovez care l-a avut administrator pe Artin Aslan, bunicul Ane Aslan. Și turiștii străini, că bine, ei, hai să zicem că dacă și-au la făcut ei nu dau temele de dinainte, știau cum arată cazinoul și cum arăta cazinoul. Da, ei știu din poze și ei știu că, fiindcă-l văd cu numele de cazino, ei chiar au fost unii dezamăgiți că nu funcționează un cazino înăuntru. Deci nu că nu funcționează, să zică mersi când trec pe lângă. Da, adică și după aceea când văd și în ce stare este clădirea, da, este, și mai ales că cei de pe vasele de croazieră îl și văd. Deci de pe vas ei chiar văd direct clădirea cazinoului. Și în afară de dezamăgire, adică nu primești întrebări de-astea administrative la un moment dat? Eu, dacă aș fi turist, l-aș tuca pe ghid un pic. Au așa. Mai fost unii care întrebau, nu, că marea majoritate vor după aceea să știe unde să mănânce, unde să bea o bere, dar mai sunt și astfel de oameni pasionați de detalii și de legislație și de administrație. A fost un arhitect, cred că era ceva inginer-constructor, care restaura astfel de clădiri vechi și după aceea le vindea, bineînțeles, cu profit. Și el aici a văzut potențialul. După ce a terminat turul, asta a fost prima lui întrebare, cât costă o casă aici la voi? Deja el se gândea să se vină să-și deschidă și aici un punct de lucru și să ia astfel de clădiri pe care să le restaureze. Te-ai gândit vreodată să faci ceva în sensul ăsta, la sensul că să le spui autorităților, a venit un turist, vrea... Nu. Cred că întrebarea corectă, din 2013 până acum, autoritățile te-au întrebat vreodată, măcar o discuție amicală, doamne, cam ce părere au turiștii despre orașul nostru, unde ar mai trebui să lucrăm noi, ce ar trebui să îmbunătățim, să se simtă bine, să vină și mai mulți? Nu. Eu am făcut așa, la un moment dat, o listă de mici detalii pe care le vedeam eu în sarcina instituțiilor. Una am lăsat-o la primărie, dar cu totul întâmplător am ajuns la o întâlnire și o altă am lăsat-o la asociație. Și vreun că răspuns? Vorbeam de turism. Nici nu am cerut răspuns, ce să zic acum. Deci eu le-am lăsat, uite ce... Dar ai observat să fi întâmplat ceva după ce ai lăsat lista sugestiilor tale sau observațiilor? Aș zice că nu. Ce am observat acum în piața Ovidiu sunt mai mulți gardieni, ceea ce mă bucură, și care nu mai stau în chioșcurile lor și se plimbă pe străduțe, care la fel e de bine. Că vorbeam și de agențiile de turism. Ai fost curtată de agenții? Au încercat să-ți preia ideea, să o transforme într-o afacere, inclusiv să te preia pe tine? Nu, m-au contractat sau m-au contactat în caz că vroiau să îi ajut, poate cu alte tururi, dar să preia ideea nu, pentru că ei n-au văzut un potențial în lucrul ăsta. Fiind free tour,
Probabil au zis că nu are rost, ei fiind cu un scop comercial înființați ca. Dar alți constanțeni voluntari? Au fost cercetașii, cei care au avut o bursă câștigată și au avut câteva proiecte punctuale pe astfel de tururi. Proiectul lor oficial știu că s-a terminat, mai departe nu știu ce vor face, că na, obiectul cercetașilor probabil este cu totul altul. Dar au fost niște copii foarte pasionați acolo, ceea ce pe mine asta m-a bucurat mult. E bine pentru tinerii noștri să le insuflăm un pic mai mult respect și iubire față de oraș. Da, e bine să-și cunoască istoria orașului, exact. Și chiar să au fost niște copii extraordinar de pasionați. Să îndrăgească acolo. Să spună povestea orașului, pentru că fiecare clădire și o stradă și fiecare loc are o poveste. Și turiștii, de ce să nu spunem asta, caută povești, mai ales în România, exact. Când se gândesc că vine în țara lui Dracula, din start pornesc de la o poveste. Da, asta cu Dracula într-adevăr au mai avut-o ca întrebare și încerc să le explic că dacă or să ducă la Bran, s-ar putea să fie un pic dezamăgiți, că e doar Regina Maria prezentată acolo. Și le recomand, în schimb, să se ducă la Hunias, la Hunedoara, care este un pic mai mult legat de Bran și plus că este un castel extraordinar de frumos. Legat de asta cu copiii și cu tururile, în schimb, am început să mă contacteze profesori de la școli și o să facem niște tururi cu clasele care și-au dorit lucrul ăsta, cu școala altfel. Nu e obositor? Nu obosești? Nu? Sunt momente, dar de obicei dacă nu am tururi în weekend, îmi iau timp liber și dorm. Toată lumea știe că în weekend să nu mă deranjeze până la 11, că e programul meu de somn. Se vorbea acum ceva vreme, discutam și noi la un moment dat, despre ideea de city break-uri la Constanța. Da. Bineînțeles că toată lumea, ok, și ce să faci la Constanța? Spune-ne tu ce să faci la Constanța. Eu zic că se poate. Da, eu zic că se poate. Altfel nu se răspuns. Bine, acum trebuie să se vadă și exact ce tipuri de turiști ar fi. Dar, în general, omul când vine vrea să vadă centrul istoric al orașului, vrea să știe câteva locuri unde poate să mănânce bine și tradițional, dacă se poate, că restaurante internaționale avem peste tot. Partea asta tradițională, într-adevăr, e un pic mai complicat. Dar pe muzee stăm foarte bine. Sunt unele care oferă inclusiv ghidaje în limba engleză, ceea ce este util pentru turiști. Nu știu pe alte limbi ce să zic. Ce le mai recomand eu? De asta zic, eu mă adaptez și în funcție de turiștii care mai îmi cer astfel de sfaturi. Și cu astea se pot acoperi 2 zile plus plaja, adică nu se pune problema și faleza. Bine, asta în sezon. Nu, chiar și în extra sezon eu le recomand o plimbare pe plajă, că nu te mai fugă răscâinii acum din câte am observat. Dar, spune-mi, serviciile, cum văd serviciile oferite? Vorbim de restaurante, de hoteluri. Sunt mulțumiți de ceea ce primesc? Da, nu am avut să fie, eu știu, plângeri întemeiate foarte grave sau așa. Probabil au fost chestii minore, dar în general sunt mulțumiți. Și prețurile? La prețuri suntem foarte ieftini. Pentru un turist care vine din afară, suntem cu niște prețuri extraordinar de bune, întotdeauna. Și asta le place și faptul că se vorbește limba engleză. Fluent. Marea majoritate a constanțenilor pot să ducă o conversație în limba engleză cu un turist. Bine, ca prețuri pentru turiștii străini, pentru turiștii români care vin, nu știu, din Ardeal sau dintr-o parte. Pentru ei vor fi scumpe, dar pentru un turist străin, chiar și din Europa de vest, nu mai zic Statele Unite, Canada, sunt prețurile foarte mici. Pentru români, da, probabil sunt destul de ridicate. Fac și o comparație, că am fost, de exemplu, în Hunedoara și în Deva. Și difereau prețurile. Te-ai simțit tu ca turistul străin când vine în România? Cred că asta a fost senzația, acum îmi dau seama. Probabil. Bine, între noi fie vorba, oricum e altă lume acolo, asta e altă țară. Exact. Zici că sunt așa două românii diferite de multe ori și bine, mai multe regiuni. De asta zic, Dobrogea noastră cred că e și un pic atipică față de altele. Bine, și în Constanța sunt cartiere unde e o altă Românie și da. Noi o să luăm o scurtă pauză de publicitate. Acum revenim cu subiectul turismului imediat. Am revenit cu cea de-a doua parte a emisiunii Constanța Ta, vorbind despre turism în această seară, în continuare cu al meu coleg de la publicația Dezvăluiri, Călin Gavrilaș, și Diana Slav de la Constanța Free Tour. Doar când spui Constanța Free Tour, deja pot să-ți dau exemplu de câteva autorități sau tur operatori care au așa niște
frisoane, să le spunem. Probabil, nu știu, nu am avut parte de reacții negative, de ce să zic. Te aștepți? Că evident e un fenomen care ia amploare ceea ce faci tu. Posibil, probabil ei nu prea au înțeles despre ce este vorba când e ideea asta de frituri, mai ales pentru cei care fac cu scop comercial acest lucru. El e împământenit cam peste tot și sunt două, nu știu, sunt două nișe separate către care se adresează. Agențiile comerciale sunt către cei care vor să plătească și să aibă parte de un ghidaj făcut cu, cu o anumită structură, pe când aici, exact ce ziceam, vin acești turiști individuali care oricum nu s-ar fi dus pe acele tururi gata pregătite de altcineva. Și atunci nu prea ne facem concurență reciproc, că respectivul care vrea să plătească acel ghidaj nu vrea genul meu de tur, vrea să intre și în muzeu, vrea alt tip de tur făcut. Cum stai cu finanțele din punctul ăsta de vedere? Că bănuiesc că ai investit ceva în toată povestea asta, măcar pentru microfon și pentru boxe și în ideea de trebuie să le... cadou. Chiar a fost cadou și portavocea la fel a fost o întâlnire a blogărițelor, a fetelor, anul trecut și a fost un sponsor acolo care ne-a dat aceste portavoci. Cred că am fost singura care într-adevăr s-a bucurat de acel cadou, iar acest sistem cu microfon a venit de la colaborarea cu Cercetaj și cu caracter de împrumut. Intenționez să-mi cumpăr și eu unul să fie pe viitor. Nu prea am avut nevoie de cheltuieli până acum, eu știu, doar pe pantofii sport pentru atâtea tururi făcute. Au mai fost anumite momente în care am primit donații și atunci am preferat să-mi fac un pliant pe care l-am laminat când a fost gașca mare, grupul mare, cum a fost și acum la tur. Îl folosesc așa pe post de indicator ca să știe lumea să mă urmeze. Astăvară le mai dădeam sub formă de suvenir. Făcusem eu exact ce am de suvenir. Făcusem niște magneți cu fotografia cazinoului ca să aibă un suvenir când pleacă din Constanța. Nu știu dacă o să fac și anul acesta la fel sau ceva similar, mă mai gândesc. Cum vezi tu turismul pe mai departe în Constanța ca fiind promovat? Cine ar trebui să se ocupe? Că, evident, cineva ar trebui să se ocupe de asta și nu se ocupă nimeni. Probabil că, da, fiind mai multe moașe, asta e. Ar trebui să fie Primăria Constanța, ar trebui să fie ONG-urile, ar trebui să fie turoperatorii. Da, dar există ONG-uri axate pe promovarea orașului Constanța din punct de vedere turistic? Nu știu să existe. Nici nu pot să zic că am căutat acum ca să nu acuz că nu există. Da, într-adevăr, primăria cu siguranță și autoritățile locale, mă gândesc că și Consiliul Județean sau chiar și Consiliul Local ar trebui să promoveze mult mai bine. Consiliul Județean are paleta mult mai largă, fiindcă are și muzeele și cu totul alte zone. Și inclusiv aceste asociații de patronat, de toate cele, pentru că e interesul lor să știe oamenii că pot să vină la Constanța chiar și dacă nu există sezonul de plajă. Dacă merge dintr-o oarecare inerție turismul la Constanța în timpul verii, evident aici este mare, aici este plajă, da. Aici este Mamaia care, mă rog, a fost promovată într-un fel sau altul pe care nu o să catalogăm chiar acum. Nu ai impresia că oarecum Mamaia a furat ochii turiștilor în detrimentul orașului? Ba da, foarte mult și pe mine chestia asta m-a întristat extraordinar de mult în fiecare vară, pentru că nu mi se pare corect să promovăm o stațiune, până la urmă, deschisă doar 3 luni pe an, în condițiile în care orașul există 12 luni pe an și poveștile și istoria rămân acolo 12 luni pe an. Eu am turiști și acum am avut care vin, astfel de momente, de extra sezon. Și am avut și în iarnă și pe frigurile alea, ne-am plimbat așa pe tur, am înghețat împreună, le-a plăcut chiar și așa orașul. Adică ei nu vin special pentru mare, cei care au mai ajuns în Constanța în perioada asta. Vin ca să viziteze țara respectivă și atunci de asta și pentru ei ar trebui să avem mai mare deschidere. Nu, dar eu cred că și turiștii noștri autohtoni care vin chiar vara la mare, se pregătesc un an de zile și cumpără o săptămână în Mamaia și stau, da, dar într-o săptămână s-ar putea să plouă într-o zi, exact. s-ar putea să nu aibă chef pur și simplu să mai iasă pe plajă și atunci ar trebui să aibă alternativa asta, să cunoască alternativa că la câțiva kilometri de ei există anumite clădiri în afară de cazino și faleza cazinoului, unde vin toți și măcar seara trag o plimbare. Și portul turistic unde se opresc. Exact, și s-o opresc la o bere. Chiar făcusem acum vreo 2 ani, am fost tot așa, ziceam că mi-am făcut blogul de călătorii și ne-am decis să ne promovăm țara și am făcut un fel de campanie noi, între noi blogării, fiecare și-a ales câte un oraș. De cel mai multe ori fiecare și-a alegea orașul natal sau orașul în care locuia și l-am numit exact așa, City Break în Constanța. Și atunci am făcut o listă cu astfel de obiective ce poți să faci dacă ești în extra sezon sau plouă sau nu poți să stai la plajă, că mai sunt și astfel de persoane care nu suportă plaja.
Și tot așa, le făcusem listă de muzee, obiective, ce pot să mai viziteze chiar și în afara Constanței, că sunt și obiective la îndemână în apropiere. Da, foarte aproape. Este cetatea Histrie, de exemplu. Da, Histria, Trupaia Traianii, chiar și Mangalia, dacă vor să se ducă orașul meu natal. Mai este și turismul religios, două, trei mănăstiri pe care ar putea să le care să este le și el, exact, așa ar trebui și el aprofundat mai mult și pus în valoare și acesta. Tocmai autoritățile ar trebui la un moment dat să se pună la aceeași masă, să zică, bun, tu Consiliul Județean ai muzee, tu primărie ai centru și alte clădiri, da, care mai trebuie unele dintre ele renovate sau chiar să fie accesibile turiștilor. Tu, biserica, ai clădirile tale. Haideți să facem un catalog. Să-l găsească. Vine turistul, cum coboară de pe vas, să zicem că vine cu un vas de croazieră, îi tai catalogul. Sau cei din Mamaia, exact, la care tu făceai și referire, să existe la recepții. Exact. Astfel de broșuri pliante cu recomandări ce pot face în zonă. Eu, de exemplu, și când încep turul și le prezint acea hartă mozaic cu cetățile antice, avem cetatea Histrie acolo. Fac referire la ea, fiindcă este cea mai veche și a fost cea mai longevivă, și îi trimit să se ducă și în sat, la biserica din sat, care este exact un pic îngropată. Una dintre cele mai vechi biserici din Dobrogea. Da, da, da. Și cum s-a făcut cu negociere împreună cu turcii, de aceea s-a făcut un pic îngropată. Seamănă povestea cu povestea bisericii grecești. Da, care are, ei și-au pus la intrare la Biserica Greacă și-au pus exact povestea cum s-a negociat și dimensiunile pe care au fost obligați să le respecte și așa mai departe. După aceea fac legătură cu comunitatea musulmană, fiindcă avem cele mai vechi moschei în Mangalia, Măcin și Babadag. La Babadag există un muzeu de artă orientală. Eu nu am reușit să-l găsesc deschis, adică eu personal. Și le-aș recomanda turiștilor să se ducă. Sunt convinsă că au lucruri extraordinare de arătat acolo și probabil și cu un ghid care să ni le explice. Da, asta e un alt aspect. Dar deja intrăm în promovarea Dobrogei per total. Da, adică da, să punem și Tulcea alături de Constanța. Aici e o neputință autorităților de a promova în primul rând un oraș, dar apoi o regiune întreagă. Da, și atunci și din orașul ăla, măcar a zona respectivă, care le cuprinde oarecum pe toate, fiindcă în peninsula asta, Ovidiu, putem spune de la Muzeul Marine, avem și Muzeul de Artă, Artă Populară, adică acolo chiar sunt toate una lângă cealaltă și ar putea fi cuprinse. Da, aici, părerea mea, ar trebui să fie puțin cointeresați și agenții economici. De ce? Pentru că ei ar avea de câștigat din promovarea turistică a orașului Constanța, da, promovare pe un termen de 12 luni, nu numai pe exact sezon, nu numai că stau și cei din centru vechi. Uite, mergi vara, în iulie, în august, nu găsești un loc la terasă, da, după masa seara. Mergi în februarie, e gol. Bate vântul și la propriu și la figurat. Și ei ar trebui oarecum, nu știu, să facă o presiune pe auto, să pună presiune pe autorități sau chiar și ei să încerce să promoveze, pentru că da, au de câștigat din genul acesta de turism și chiar din promovarea ideii de city break în Constanța. Pentru că orașul poate să câștige economic din punctul ăsta de vedere. Și uite, de asta la un moment dat am întrebat dacă cineva a luat legătura cu tine, pentru că tu simți pulsul foarte bine a turistului care nu vine organizat să-și ia vacanță. Și care mi-arată exact minusurile pe care le-am exact combinat. Și îți arată minusurile, te întreabă unde să... Că probabil mulți te întreabă și unde să mănânci, da, nu unde da le recomanzi, pentru că au încredere în tine. De obicei cu asta se începe, exact. Da. Unde să mănânci, unde să bea un club seara, unde să iasă. Da. Secundar, bineînțeles, shopping, souveniruri au existat, da. Semințe pentru grădină, da, mi-au cerut să-și cumpere, să-și pună la curte la ea. Știi că la întrebările astea, dacă acum am face un sondaj pe stradă, să întrebăm pe Constanțenul, vine un turist din Australia, unde i-ai recomandat o să meargă sigur să mănânce? Unde i-ai recomandat să meargă să găsească, să cumpere souveniruri? Cred că foarte mulți n-ar ști ce să la așa pe repede, exact. Da, stai întrebarea imediat, exact. Ar trebui să stea un pic să le gândească. Eu, fără să vreau, se pare că mi-am făcut temele, că m-au întrebat încă unul și atunci acum vine răspunsul destul de automat. Ai o statistică? Cam câți turiști ai ghidat până acum? Cred că am depășit 1000. Uite, nu m-am gândit până acum, dar eu așa zic.
păstrez legătura cu ei? Unii dintre ei, da. Chiar am rămas în relații. Chiar m-au invitat, dacă ajung la ei în țară, în oraș, să-i caut, să ne vedem, să mă plimbe ei la ei în oraș, să-mi arate orașul tot așa cu ochii lor. Ai avut vreodată cazuri neplăcute? Au fost incidente în vreun tur? Din fericire, nu. Nici nu-mi doresc. Sper să pot să gestionez cât mai bine situația, dar nu. Din fericire, chiar a fost totul în regulă. Dar turiști nemulțumiți. Deci să simți așa că după ce i-ai plimbat, când v-ați despărțit, pe lângă cei care iau numărul de telefon, te îmbrățișează, îți mulțumesc, așa, unii așa să fie, că nu le-a plăcut, nu le-a plăcut ce au văzut. Nu au fost, eu știu așa, reacțiile atât de negative, dar, de exemplu, au mai fost persoane foarte tinere care erau, de fapt, interesate doar cluburile și spectacolele pe care le pot găsi în seara respectivă. Au greșit puțin. Și, într-adevăr, turul a decurs așa destul de monoton și în momentul în care m-au întrebat de cluburi și am început să le spun, brusc s-au luminat privirile, știau de ce Rebel și nu mai știu de cine, întâmplător venea să cânte în Constanța exact în weekendul respectiv. Și de asta zic că de multe ori mă adaptez și eu la ce își dorește turistul respectiv să afle sau să vadă din oraș. Deci, până la urmă, ce avem? Avem cluburi? Da, dar alea sunt mai multe vară ca acum. Cafenele? Da, aveam un restaurant tradițional românesc, unde eu le recomand întotdeauna să ducă să mănânce. Și au plecat foarte mulțumiți de acolo. Din fericire, avem și un restaurant vegetarian, raw vegan. Corect. S-au nimerit, care aveau nevoie de acest tip de restaurant. Mai sunt cu zona de fast food-uri. Foarte mulți își doresc să mănânce genul ăsta de street food. Și atunci, ok, le recomand. Deci aici avem oarește sincope majore la street food. Da, nu e genul de street food la care ne așteptăm din alte părți, dar ei sunt mulțumiți chiar și cu cele pe care le avem, pentru că avem această componentă multiculturală. Faptul că avem grecesc, turcesc, libanez și așa mai departe, unul lângă altul. Și le place să încerce astfel de, da, întreabă numai neapărat street food, că sunt totuși niște localuri destul de aranjate. Da, e un fast food, de fapt. Da, și de da, dar pentru ei e suficient, mai ales pentru cei tineri, care vor să mănânce și ieftin și mai puțin ne interesează pe ei calorii și toate cele. Și ce ne-ar mai trebui? Adică le avem așa pe toate, am înțeles că durează vreo 2 ore turul. Cam 2 ore durează, da. Ce ne-ar mai trebui să dureze mai mult? Adică nu cred. Adică pe tipul ăsta de free tour, cred că 2 ore sunt mai mult decât suficiente. Dar bine, nu spune apărat că ar avea răbdare. Mai mult dar dacă cineva vrea, care face exact, un city break. Eu știu. De asta zic că ar trebui aceste pliante, aceste broșuri cu informații, ca după aceea, de multe ori, ei dacă rămâneau în oraș și a doua zi după ce făceau turul cu mine, se mai întorceau să se mai plimbe și singuri încă o dată și eu le recomandam lucrul ăsta. Sau să se ducă în celelalte orașe în împrejurim, exact ce vorbeam. Nici nu știu. Avem, și chiar și pe timp de iarnă, avem și cafenele unde să-i trimitem să se ducă la cluburi. Recunosc că nu mai sunt actualizată cu informațiile acolo, dar le intru și le caut imediat pe Facebook, pe internet, dacă au nevoie. Eu știu. Parcuri, întrebă de parcuri. Parcuri, da. Asta este o problemă, parcuri, da, exact. Biciclete, pentru că nu avem și, bun, au început să pună acele standuri. Nu știu unde vor fi benzile pentru biciclete și au zis că, la fel, șoferii noștri care nu prea respectă. Tare mie că o să se întâmple ceea ce se întâmplă în ultimii 26 de ani, când o să facă pistele, standurile vor fi stricate deja sau vandalizate. Da. Teoretic, Primăria Constanța spune că proiectul va fi finalizat până la sfârșitul lunii mai. Cu tot n-ai cum să... Da, cu toți știm că n-ai cum, dar să vedem. Și parcuri, ce parcuri le recomand? Păi nu am parcuri. Într-adevăr, asta a fost o problemă, pentru că, de exemplu, am avut turiști care veneau cu bicicletele. Am avut un cuplu venit din Australia și a făcut traseul Dunării. De la izvoare, ajunseseră în Constanța și atunci au făcut turul cu mine. Și-au legat ei bicicletele de un stâlp, sincer, mi-a fost frică. Că nu le mai găsim la întoarcere, le-am găsit din fericire, era chiar în zona primăriei și am zis, ok, aici cred că e destul de siguranță, că sunt și gardienii, pentru că nu au. Adică noi le numim parc, cel de la Fantazio și care mai sunt micile spații verzi, alea nu sunt parcuri în accepțiunea lor, ar fi singurul tăbăcăriei care cam ar limită. Da, să se apropie așa, dar e un părculeț din punctul lor de vedere. Și în rest trebuie să le zic să ducă în afara orașului, unde avem păduri și așa mai departe.
Da, da, aici sunt, deși e păcat că acolo în parcul Tăbăcăriei ar putea fi legat foarte frumos de micro-rezervații, delfinariu. Da. Adică iarăși o zonă unde poți să petreci câteva ore. Exact. Câteva ore și atunci în ideea de city break să-i faci o schiță pe zile, uite, în ziua întâi poți să faci centru vechi, da, istoric, da, da, așa, în ziua a doua deja intri în natură, puțin parc, micro-rezervație și altele. Ai și fast food-uri pe acolo? Da, planetariu pus jos pe faleză acvariul, nu știu cum a arată acum acvariul. De obicei când îl văd, mai ales dacă vin din orașe foarte mari unde chiar au aceste muzee de științe. Dar totul e la dimensiuni mai mici. Este foarte mic și atunci au zis că nu, că suntem obișnuiți cu ăla atât de mare, mai bine tocmai, să nu avem tocmai această experiență. Eu le recomand totuși să intre, tocmai pentru că avem și pești de mare neagră, și pești de apă dulce, și pești de apă sărată. Acolo intră de obicei pasionații. La fel și la muzee, dacă își doresc și știu ce au de studiat. Muzeul de artă populară, de exemplu, la 5 persoane îți oferă și ghidaj. Dar ai întâlnit cazuri de turiști, mai ales cei din străinătate, care să-și dorească să iasă din zona asta destinată exclusiv turiștilor, să meargă prin cartier, să vadă blocuri, să vadă străzi, să vadă cum trăiesc oamenii. Doar cu caracter de excepție, adică cred că au fost 2 sau 3 care și-au dorit lucrul ăsta și au fost, de fapt, nu dezamăgiți de Constanța, dezamăgiți de arhitectura comunistă pe care au întâmpinat-o și au întâlnit-o și în alte orașe și da, au zis că e foarte tristă. În viziunea lor, Constanța e un oraș curat? Da. Nu-ți vine să crezi? Nu. Da. Bine. Da, la fel îl compară cu alte orașe. Vorbim foarte de peninsulă. Mari. Exact, aici și este cam în vârful peninsulei, care într-adevăr acum este bine. Și comparând-o cu altele, au zis că este un oraș curat și un oraș în care se simt în siguranță. Da, uite, asta este foarte bine. E un lucru bun pentru să turiști. Pleci, gândește că ei la rândul lor sunt agenți de turism orașului, da. Pentru că unii mai scriu, alții recomandă, împărtășesc idei. Da, mi s-a întâmplat la un dat să am un tur cu un domn care era un fel de șef care urma să stabilească excursiile pentru vasul respectiv de croazieră sau pentru companie, nu știu sigur. Și el a prins turul exact în perioada în care se renova toată piața Ovidiu. Dar el a înțeles ideea că a trebuit să am urcat scările din spatele de la Muzeul de Istorie, a văzut că se lucrează pe acolo, am coborât pe faleză, faleza era și ea în lucru și el a zis de atunci că e work in progress, adică e lucru în derulare, dar a înțeles potențialul orașului. Dar zicea că amândoi 3 ani probabil ar trebui să ne întoarcem aici la voi. Și asta într-adevăr a fost undeva 2013-2014, deci acum să-i așteptăm. Exact. Să-l anunțăm să vină, că dacă mai întârzie 2-3 ani s-ar putea să găsească iarăși. Da, dar momentan n-au cam scos Constanța de pe lista navelor de croazieră de pe traseu. Bine, eu spus Marea Neagră, nu e neapărat Constanța de vină în cazul ăsta. Da, vorbim mult despre turiștii care vin pe mare. Hai să vorbim puțin de cei care vin cu, de exemplu, avion. Cât de accesibil e orașul și vorbim de cele două aeroporturi apropiate, Bucureștiul și Cogălnicianu, sincer să fiu. Bine, sunt doi operatori care exact, că nu sunt extrem de ofertanți și atunci preferă să vină pe București și de pe București să vină aici și sunt exact cei de care ziceam un pic mai individual, care știu să se organizeze. Și închiriază o mașină? Mulți își închiriază mașină sau dacă nu folosesc trenul, cu sincopele de rigoare, am pățit-o, am avut 2 flight attendants, 2 stewards de pe Lufthansa și care au prins o zi jumate în București și au zis ok, am văzut București, venim la Constanța și venim cu trenul. Bine, trebuia să ajungă la 12 jumate și au ajuns la 2 și nu înțelegeau de ce, ei fiind din Belgia de origine, iar trenurile în Belgia sunt aproape ca cele elvețiene, la ceas și rigurozitate. Dar tot așa, au apreciat în restaurașul. Asta cu trenul i-a debusolat un pic. Despre infrastructură, ce zic? Cei care, de exemplu, vin din București, se plâng de starea drumurilor, de starea autostrăzii? Nu prea. A fost un turist american care a venit cu niște colegi blogger din București și a făcut un traseu al României, 12 sau 14 zile, și a făcut peste 2000 de kilometri prin România. Deci a reușit să acopere aproape toată România. Și a zis că nu, ca drumuri suntem destul de bine. Am rămas șocat de câte sensuri giratorii avem, nu doar în Constanța, ci prin țară. Cea era
problema lui și stilul în care conduc șoferii, într-adevăr. Că nu te ajută în niciun fel, mai ales dacă ești turist străin și te mai chinui cu un GPS care poate nu este actualizat. Aici a zis că a mai întâmpinat așa sincope, dar în rest i-a plăcut și țara și fiecare oraș în parte. A și scris după aceea. După discuția asta cu Diana, am senzația că suntem noi foarte cârcotași și că, de fapt, să știi că avem tendința asta. Nimic rău. Nu suntem atât de rău cum credem noi. Noi, într-adevăr, avem tendința să... Bine, noi vedem potențialul exact, și ce am putea să facem. Exact, și că este acel diamant în noroi care exact. Nu este scos de acolo. De asta eu le recomand să iasă și din țară, și în afară de faptul că își vizitează țara, să iasă și din țară, ca să vadă că și alte orașe au minusurile lor. Dar să nu ne mai axăm pe ele, într-adevăr, hai să le corectăm. Numai că nu suntem atât de rău cum credem noi. Constanța este totuși bine. Sau mai e și celălalt aspect, cum că noi locuim aici și ne lovim de niște probleme administrative mult mai grave. Dar noi nu locuim și nu vedem în peninsulă, exact, adică nu ne plimbăm doar în zona peninsulară. Și ei le văd cu ochiul de turist care nu stă decât câteva ore, câteva zile și nu înțelege toate frustrările pe care le avem noi de zi cu zi. E, într-adevăr, e și diferența asta, nu reușim să devenim obiective așa cum le văd ei. Am ajuns spre finalul emisiunii. Vreau să te întreb, te aștepți totuși să te caute cineva? Se apropie campania electorală, hai să spunem. Da, sincer să fiu, aș prefera ca în perioada asta o campanie electorală. Să nu te caute nimeni, nu? Că nu vreau să-mi asociez, nu vreau să aibă culoare politică turul meu. Nu de asta l-am început. Nu l-am început decât pentru turiști în prima fază și de pe după aceea pentru localnici. Atunci aș vrea să rămână așa cum este. Mie e ok așa cum sunt, recunosc. Te-ai gândit pe viitor să transformi ceea ce faci tu acum voluntar într-o afacere? Nu știu dacă neapărat afacere. Eu am un loc de muncă unde lucrez de la 9 la 5, unde chiar mi-e bine și financiar și ca timp. Și le și mulțumesc pentru faptul că îmi dau astfel de momente libere când am nevoie. Dar mi-ar place să dezvolt la un moment dat ideea asta de free tour, exact cum am văzut-o în afară, să fie o formă organizată de voluntariat făcut de studenți, mă gândesc eu, ca să fie niște tineri deja peste 18 ani și să le fie recunoscută forma asta de voluntariat. Am ca experiență de muncă. Experiență, da, pentru că m-am lovit de chestia asta și eu fiind studentă în perioada în care eram atunci și îmi căutam de muncă, nu-ți găsești nicăieri și nici nu ai ce să treci pe CV. Și mă gândesc că le-ar da bine să aibă măcar acele două rânduri și o recomandare. Cam atât aș vedea de asta zi, nu știu dacă e neapărat o afacere. N-ai avut niciun prieten care să-ți zică să-ți folosești altcumva timpul liber? Că... Aba da. Bine, nu neapărat sunt și așa probabil să-l fac alte lucruri mai bune, dar prima reacție a fost, ai prea mult timp liber, n-ai copii, de aia faci asta. Nu o fac de asta. Bine, și la mentalități ar mai trebui să mai exact, lucrăm pe aici, aici pe acolo, mai avem ca, de lucrat, ca să fim aici. Cu totul. Cred că odată cu mentalitatea se rezolvă și problema zic, turismului și a curățeniei. Mi-a plăcut să lucrez cu copii și cu cercetași în special, exact ca să modelez această generație tânără. Și de acolo poate vorba ta, în următorii 25 de ani se vor schimba mai multe lucruri. Mai am eu o singură întrebare. Dacă ar fi să asociezi orașul Constanța cu o culoare, cu ce culoare ai asocia orașul? Fără să vreau, aș face o albastră fiind probabil marea aici, dar nu știu de ce aș face o portocalie. Dar un portocaliu din ăsta cald, așa, pastelat. Nu știu să zic de ce. De la răsărit, de la apus? Nisipul poate de la apus. Da, s-ar putea și lucrul ăsta. Da, albastru vine, de să zic ăsta, cred că vine așa aproape clișeistic datorită mării. E foarte frumos ceea ce faci tu, noi te felicităm, îți ținem pumnii, îți dorim mult spor și relaxare și nu te bată nimeni la cap, este cel mai important în Constanța acest lucru. Dar să nu te ajute nimeni, știi, când încep unii să te ajute, foarte bine, singură, ai niște review-uri senzaționale pe TripAdvisor. Da, a fost felicitări o uimire pentru și pentru mine, aceste pentru lucruri. Că a fost o turistă din America, dar era de origine spaniolă, ea a lăsat primul review și de acolo au început să curgă și mă uimeau pe mine ce au putut să scrie despre mine, că nu m-am gândit că le-am lăsat așa o impresie după ce am terminat turul. Mă bucură lucrul ăsta. Ești un fenomen. Ești un fenomen cu care este asociată imaginea Constanței și te felicităm sincer pentru asta, mulțumesc. Diana Slav. Vă mulțumim și vouă pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Litoral TV.